poți aminti cam de unde a venit ideea asta? Pentru că totuși era o piață foarte la început, adică nu e ca și cum toată lumea s-a ocupat de smartwatch. După accidentul de la picior. Deci recomand accidentele. Deci după accidentul, când a venit accidentul la picior, eram după X, eram investitor în mai multe startup-uri, Clever Taxi și încă vreo câteva. Și mi-am rupt piciorul, m-am operat, o operație destul de nefericită, mă ridicam cu greu din pat și nu reușeam să mă motivez, să mă ridic de pe fotoliu pentru nimic, știi? Adică nu mă interesau lucrurile pe care le făceam cumva sau nu, lucrurile pe care le făceam nu mă motivau suficient, știi? Și unul la mână, doi la mână, începusem să, pentru că trebuia să fiu activ, trebuia să fac pași, îmi luasem un Fitbit care exista, ca să număr pașii, avea o îmbrățare Fitbit, îmi luasem un Pebble care apăruse, era un smartwatch mai din America, care nu făcea decât niște chestii foarte basic la vremea respectivă. Și le purtam pe amândouă, unul pentru notificări ca să nu caut telefonul, celălalt pentru pași. Apple Watch n-a apărut încă, nici nu se anunțase încă. Și am zis, bă, ar fi mișto să existe un ceas care să le facă pe amândouă, să arate și mișto, să-ți placă să-l porți, adică nu ceva... amândouă arăta oribil. Oribil, dacă vreați primele versiuni de Pebble și de Fitbit, o să vedeți. Și ar fi mișto să știi cum ar fi să fac eu. Că zic, asta e o chestie care sigur m-ar ridica din pat, adică e sigur o chestie care m-ar ridica din pat. Faci un ceas. Să fac un ceas. Okay. Cum să zic, toată lumea a zis că-s nebun, adică nu e... Ok, îți aduce aminte care a fost în capul tău așa, deci după această primă idee, care a fost cumva în capul tău un raționament măcar sumar care să-ți spună că treaba asta e posibilă? Păi am început să... Adică așa, pe degete. De ce e asta ceva ce e posibil și ai putea tu să faci? Îți amintești? De ce nu? Nu știu, eu când eram mic aveam o deviză, why not? Și era scrisă pe diverse chestii, why not? De ce nu? De ce să nu fie posibil? Bun. Adică eu știam ce știam, adică știam ce nu știam și știam și ce știam. Și am început să întreb oamenii despre lucrurile pe care nu le știam. Am început să întreb oameni, nu știu, din X unde lucrasem, cu ce fel de manufacturer lucrau în China, ca să-i contactez, să văd ce ar însemna să fac un ceas cu ei. Am început să îmi caut co-founderi care să știe să facă design, să știe să facă hardware, să știe să facă software, să știe să facă, mă rog, unele chestii pe care nu le știam să le fac sau unele pe care știam să le fac, dar nu eram suficient doar eu. Sunt aici în sală și Daniel Bogdan din prima echipă. Și am început cumva, deci la început, adică nu era foarte clar că o să putem, adică multă vreme n-am știut cum o să ajungă produsul ăla într-o cutie pe un raft. Adică nu știam exact cum o să ajungă. Care este primul om care a venit lângă tine cu bani sau un oricare altfel? Irina a fost prima, Irina Alexandru. Vorbeam la conferință, care a fost design, dar acum e în Portugalia. Da, vorbeam la conferință și spuneam că vreau să fac un smartwatch care să fie așa, 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 așa. Mă rog, lumea să dădea din cap așa. Mă dădeam jos, că mă întrebau care-s planurile de viitor, că oricum așa, și la un moment dat am dat jos de pe scenă și a venit Irina la mine și a zis, eu vreau să lucrez cu tine la asta. Și zic, crezi că, da, eu uite, fac, am făcut asta, asta, asta și vreau să lucrez cu tine la asta. Bine, ok. Și pe care iarăși am mai vorbit la altă conferință. După aia, mă rog, am mai vorbit cu niște oameni, a venit Dan Tudose. Ce crezi că a convins-o? Că totuși chiar nu sună credibil. A, nebună și ea ca mine. Ideea este că trebuie să strângi o gașcă de nebuni, știi, deci la început. Ok. Și mai e ideea asta de care tu vorbești din nou și aș vrea să vorbești un pic despre ea, că ea trebuie să trăiască destul de viu în capul tău și cu destul de multă claritate și să ai destul de multă convingere. Bine, și pui în capul altcuiva. Da, pentru că da și nu, și nu eram chiar un nebun necunoscut pe vremea aia, adică făcusem niște chestii. Deci tu te-ai suit pe o scenă și ai zis că o să faci acest smartwatch și Irina a venit apoi la tine? Da, la networking după aia. Aha, și ce aveai în momentul ăla? Nimic, adică aveam ideea, aveam ce vreau să fac, nu știu. Atâta, doar ideea. Da, cum zici tu, adică ideea, deci trebuie să crezi, trebuie să crezi că se poate, adică nu poți, deci de asta zic. Dar ea era clară în capul tău, adică aveai vreun dubiu?
Păi, ideea este că până atunci îmi ieșise cam tot ce îmi propusese. Adică mi-au ieșit toate lucrurile, știi? Nici asta nu-i bine întotdeauna. Și atunci am zis, bă, îmi pun o chestie care nu o să-mi iasă, dar măcar o să mă ridice de pe pat, știi? Și asta, bă, facem un ceas, mi-am propus și scopul meu a fost să-l lansez, că de asta... Dacă îmi propuneam și eu să fac așa de mare, care după aceea să cumpăr Apple, poate mi-e și așa aia. Dar nu mi-am propus asta, mi-am propus să-l lansez. Și l-am lansat. Asta e adevărul, știi? Adică, nu știu, pare că mă dau mare, că de asta nu prea vreau să vorbesc cu oameni care nu-i cunosc. Că ai zis că îți plac toți, cum adică? Adică, că pare că... Da, asta e adevărul, adică așa am gândit eu. Eu am gândit... pun ceva în cap care e atât de mare încât mă va capacita și îmi va da energie foarte mare... Și văd până unde pot să-l duc. Eu vreau să-l lansez, știi? Și da, am făcut... e incredibil cum de fapt l-ați lansat și de fapt s-a întâmplat, dar pentru că tu sau voi, de la un punct acolo, n-ați văzut dincolo de asta, nici nu s-a întâmplat dincolo de asta.